Sunt Oana Ruști și astăzi citim din Zogru. Era stăpânul acestui om și plutea o minte amorțită, fără dorințe. Pe urmă s-a moleșit tot și a căzut înăuntru, topindu-se, știind dintr-o dată toată istoria și toate gândurile lui Pampu. Vedea cu ochii minții întâmplări și gesturi, îi înțelegea viața și bucuriile, simțea chiar și groaza care îl cuprinsese pe Pampu în momentul în care îi săgeta gâtul. Era el, dar era în același timp și omul care făcuse popas sub dud. Îi intrase în sânge, îl umpluse pe dinăuntru, iar acum vedea cu ochii lui, simțea ceea ce atingea pielea lui. Când am scris Zogru, în 2005, deci cu multă vreme în urmă, voiam să citesc o poveste tonică, optimistă și am scris-o cu această dorință în minte.